Protestul dumneavoastră este ilegal din acest moment, vă rog frumos. Este un protest spontan. Este un protest ilegal, domnul meu. Protestele spontane nu sunt ilegale pe legea 60. Vă rog frumos, citiți legislația, este un protest ilegal, vă rog frumos să vă îndreptați către locuință. Dar și o întrebare, ca să organizăm un protest, noi trebuie să o facem o cerere la primărie? Nu, dar a spus că vă mergeți cu 3 zile înainte la primărie și cereți... Păi noi facem lege împotriva guvernului și tot guvernul trebuie să ne dea nouă aprobare ca să facem... Vă puneți masca pe față să nu țineți la mine! Fumez, dar nu puneți, nu țin, îmi puneți! Vreau și eu, vă rog frumos, un buletin de la dumneavoastră. Da, dacă nu aveți datele la dumneavoastră... Specială pentru a am fost cu buletinul pe telefon. Vă rog frumos, mergeți la autospecială și la dat. Ce v-au spus domnii polițiști? Ce v-au spus domnii polițiști? Au spus că o să primi o amendă pentru că este totul ilegal, în primul rând. În al doilea rând au spus că trebuie să fie totul legal și, nu știu, mi se pare că nu prea are logică. Adică eu vreau să fac un protest contra statului, dar trebuie să cer aprobarea la stat. Nu prea s-a pupă una cu alta, cum s-a spune, și cam atât. Câte persoane au fost ridicate de jandarmi? Sincer să spun, de câte am văzut, vreo 4 sau 5. Știți din ce cauze? Nu. I-au luat și i-au băgat direct în dubă și atât. Doar că vezi, doamne, ar fi înjurat. Veți mai ieși în stradă în alte zile? Bineînțeles, o să facem totul legal dacă se cere așa.